Prioritatea acestei perioade este organizarea în bune condiții a alegerilor locale, sens în care polițiștii sălăjeni desfășoară activități în vederea asigurării ordinii publice și a gestionării posibilelor incidente cu caracter electoral. De asemenea, oamenii legii continuă activitățile preventive în cadrul campaniei Tu votezi, mi-ai, te informează, prin intermediul cărora cetățenii primesc recomandări în legătură cu procesul electoral, să dețină documente de identitate valabile, să nu accepte mită electorală și să respecte confidențialitatea votului, precum și informațiile cu privire la principalele prevederi legale referitoare la alegeri, contravențiile și infracțiunile prevăzute de codul penal. Anul acesta, alegătorii vor primi 3 buletine de vot pentru a vota primarul, Consiliul Local și Consiliul Județean, față de 4 buletine de vot cum au primit la alegerile locale 2012, când alegătorii au votat și președintele Consiliului Județean. Acesta nu va mai fi ales prin vot direct, ci va fi desemnat din rândul consilierilor județeni. Totodată, pe pagina oficială de internet a MEAI a fost creată o secțiune dedicată alegerilor, care conține principalele prevederi legale referitoare la alegeri, precum și link-uri către deciziile Biroului Electoral Central și ale autorității electorale permanente. Având în vedere rolul esențial pe care mediul online îl are în informarea alegătorilor, campania MEAI include o componentă de informare specială și pe contul de Facebook al Ministerului Afacerilor Interne. Acțiunile poliției vor continua și în perioada următoare în sistem integrat alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne.